Fericirea are chipul tău. Da, fericirea este un sentiment dulce, foarte dulce. De asta oamenii care sunt nefericiți mănâncă mult. Da, eu sunt fericită. Și nu mănânc, eu doar mă uit la ele și eu le folosesc în loc de ochelari. Da, fericirea. Fericirea este o stare de bine, de liniște, de... Da, se spune că în viață trebuie să știi să te abții. Și te abții, dar cum să trăiești așa? Aia nu! Pâinea îngrașă, sucurile acidulate au probleme. Sacăr. Uleiul face rău, că nu e virgin. E, multe nu mai sunt. Da. Ele nu fac nicio problemă nimănui. Ce frumos e croissantul. Ce simpatic e așa Mindo. Nu, ce trebuie să... Dar nici nu mă interesează. No, eu sunt un om fericit. De aceea nu mă ating de dulciuri. Am tot ce-mi trebuie. Sunt frumoasă, sunt deșteaptă, am un bărbat bun, am tot ce-mi trebuie. Am cutie unde îmi vin facturile rând pe rând. Uitați-vă cum este această amandie. Nu mănânc. Pentru că ce înseamnă să mănânci? Ce înseamnă, mă, să mănânci? Ha? Ce înseamnă să ai cu ce umple? Nu, domne, nu. Le iei? Sau dacă le primești? Că, uite, mie mi l-a dus o fină de-a mea, generoasă. Da, nu putea să aducă 2 kg de mere și 2 de portocale. A zis, Inașe, ți-am luat Oreo. Și ce face Inașa? Pupă Oreo de la firă. Mua! Adică, n-am calorii, n-am. Dar mai am aici ceva. Ăștia sunt... Aoleu, ăștia sunt calzi. Ce să fac? Vină!